În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Credincioși, Hristos a înviat. Adevărat, amin. Așa, și dacă aveți puțină voință, concentrați-vă un pic mai în față, să avem impresia că stăm mai grămadă, ca să se audă și bine și să părem mai apropiați de Hristos și de Sfântul Altar. Imediat după înviere, deci în plin praznic împărătesc al slăvitei învierea Mântuitorului Iisus Hristos, iată în Biserica Ortodoxă apare prima sămânță și rod al învierii, mucenicii. Cel din tâi mucenic a fost arhidiaconul Ștefan. Cel din tâi mucenic care a văzut cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta Tatălui, a fost arhidiaconul Ștefan și a avut și acea expresie, dacă vreți, a smereniei când a spus, iartă-i Doamne că nu știu ce fac în timp ce aruncau cu pietre. Exemplul mucenicului de astăzi este de altă structură. Deci noi întâlnim în momentul de față primele elemente de creștinism autentic mărturisit pentru Hristos și învierea sa. Cine au fost primii care au mărturisit învierea? Apostolii, mironosițele, sub influența directă a cui? A Îngerului. Mântuitorul Iisus Hristos îi spune o replică lui Toma care ne trebuie nouă în predica de astăzi. Toma, adu-ți mâna în coastă și în cuie și fii credincios! Și atunci Mântuitorul, după ce Toma a strigat Domnul meu și Dumnezeul meu, în Sfânta Evanghelie este relatat următorul element. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Deci iată acest mucenic Gheorghe, secolul 3, secolul 4, în timpul lui Dioclețian, este unul din martorii învierii și dacă vreți mai mult decât martorii învierii, pentru că va și învia și el un om la rândul său, deci puterea pe care o va avea va face să învie sufletele din elementul păgânist, deci din închinarea la idol. Și vine Sfântul Gheorghe până în măsura în care ce face? Se leapădă în fața împăratului pământesc de funcția pământească și se angajează în disputa cu împăratul pământesc pentru funcția sau împărăția cea cerească. Și aici ce întâlnim la Sfântul Gheorghe? În primul rând, tinerețea, și aici trebuie să atrag atenția și am spus-o de foarte multe ori, să nu așteptăm că martirii și mucenicii, sfinții și apărătorii și mărturisitorii au fost niște babalâci de la 80 de ani în sus sau 100 sau peste 100 și când la sfârșitul vieții s-au plictisit de traiul bun și de viața comodă, s-au gândit să-L mărturisească pe Hristos. Nu! Încă citind din Acatistul Sfântului Gheorghe, vom vedea că avem de-a face cu un tânăr vesel și frumos, numit în teoria populară sau în teologia populară și primăvară duhovnicească. De ce? Pentru că s-a păstrat o tradiție până în zilele noastre, ca de ziua Sfântului Gheorghe, nu știu dacă azi mai există pe undeva, dar eu am prins-o cu ani în urmă, înainte de Revoluție, se pune în poartă o brazdă cu o creangă de salce. Deci simbolul primăverii sau al vieții, iarba fiind viața, iar salcea reprezentând tinerețea, deci stâlparea aceea înaltă, creanga aia subțire de răchită care se mlădie. În momentul în care intrăm în viața amănunțită a Sfântului Gheorghe, vom găsi trei lucruri. Născut dintr-un tată cu o carieră strict militară, acesta moare de tânăr, iar mama lui îl ia pe Sfântul Gheorghe, se întorc în Palestina, în satul Lida, și aici fac ușor divagația și spun, cei care ați fost la Ierusalim, am fost învredniciți să ajungem în Lida, să ne închinăm la mormântul Sfântului Gheorghe, care este într-o biserică lângă un sat musulman astăzi. Ei, acela este locul cu domeniile și cu averea Sfântului Gheorghe, unde mama l-a dus în continuare pe calea credinței, l-a educat, păgân fiind la vedere, ne știe nimeni ce are în cap Sfântul Gheorghe sau ce trăiește în sufletul său, și în momentul în care se dă o persecuție asupra creștinilor și spune că trebuie prigoniți, Sfântul Gheorghe se opune împăratului și spune, da, de ce se omor? Ce rău au făcut? În momentul acela, bineînțeles, la vremea de atunci, acest edict era dat încă din vremea, deci acest edict era dat abia din vremea lui împăratul Constantin,
de încetare a prigonirii creștinilor, dar sub acești împărați de la Nero la Dioclețian, credința păgână avea următorul element. În momentul în care prindea un om demnitar de stat care credință creștină, aceștia erau socotiți ca niște eretici sau ca niște sectari. Și atunci ce făcea? Întâi îi dădea jos din dregătoria statului, apoi le lua averile, apoi îi persecuta prin bătăi, prin închisoare, prin temniță, prin maltratare, și avem elementul Piteștea, Iud, Gherla și așa mai departe, deci nu-i ceva nou și la noi în creștinism în secolul 20, când s-a traversat epoca comunistă cu amestec sovietic. Și în momentul în care nici așa nu ceda, urma celelalte torturi. Otrăvirea, spânzurarea, tăierea de viu. Aici n-am să stau să fac divagații, ci am să vă spun doar un singur lucru. Citiți învețile Sfinților, nu sunt SF-uri, sunt reale, sunt consemnate de Simeon Metafrastul, de Sfântul Serapion și mulți alții care au scris învețile Sfinților și veți vedea cum se apăra religia creștină, deci cum se apăra creștinismul cu biserici sub pământ și în catacombe, cu biserici ascunse prin munți, cu liturghii făcute în chip ferit și se împărtășeau toți pentru că nu știau dacă a doua sau a treia zi vor mai fi liberi sau nu vor fi dați să fie mâncați la fiare, iar în momentul în care erau prinși, ei nu spuneau decât un singur cuvânt, pentru tine Hristoase, pro Hristo Doamne. Și în momentul acela, cei care scăpau cu bani grei, cu aur, cu avere, cu ce mai aveau, se duceau și le cumpărau resturile, rămășițele deosebite. De aceea când vă duceți în general spre Grecia, Ierusalim, țările acestea cu preponderență creștine, partea Egiptului, toate moaștele care ați văzut pe la biserici, toate vitrinile acelea, sunt pline de oseminte galbene sau oseminte cu piele sau chiar și cu carne întreagă. Deci sunt oasele martirilor și a sfinților care au mucenici, care au pătimit în partea Sinaiului, în partea Egiptului, în partea Palestinei, în partea Studionului la Constantinopol, în Bitinia, în Olimp. Deci n-a fost o singură prigonire. Și bineînțeles că erau cumpărate și ascunse. Și ca să vedeți ce putere au, aceste sfinte moaște, un tânăr al cărui tată era persecutat, scrie în istoria lui Eusebiu de Cezarea, tânărul s-a rugat de un roman care avea mare putere și trecere acolo în arenă unde erau animalele sălbatice, zice, moaie și mie acest ștergar în sângele tatălui meu. A luat acel ștergar, l-a strâns la el și a venit vremea să fie aruncat el în arena romană. Și când s-a dat drumul leilor și tigrilor, în loc să-l mănânce, ei se gudurau ca niște pisici în jurul respectivului om, pentru că nu-l puteau mânca, era puterea Sfântului și a sângelui care deja se jertfise înainte. Lucrul acesta îl întâlnim în mai multe ipostaze a veților sfinților. Și atunci vreau să vă reamintesc ca cine în față de asemenea situații, cine era prezent? Duhul Sfânt. Deci El este Cel care certifica aceste taine depășite de mintea omenească. Încât la un moment dat ighemonii și la un moment dat persecutorii întrebau, dar ce este cu acesta? Face vrăjitorie, zice, ucideți-l. Când i-au tăiat capul lui Pavel, a sărit de 3 ori și a crescut 3 izvoare. Când i-a tăiat capul Sfântului Pantelimon, a curs lapte. Când i-a tăiat capul altui sfânt, l-a luat în mână și l-a dat unei femei, zice, ai grijă de el. Deci, omul fără cap. Deci, vă dați seama, deci sunt lucruri care depășesc mai presus de mintea omenească. Ei, Sfântul Mucenic, Mare Mucenic Gheorghe, văzându-se în fața persecutorului, deci a spus clar, nu pot să fac rău semenului meu atâta vreme cât Hristos spune să iubești aproapele. La început. O să ai dregătorie, o să ai funcție, ești tânăr, ai perspectivă, uite, noi o să avem grijă de tine. Întâlniți lucrurile acestea și în structurile moderne de astăzi. Dacă ești la grămada noastră, ai să trăiești bine, dacă nu ești la grămada noastră, o să-ți trimitem de neau și te strângem de gât și așa mai departe. Ei, toate acestea la un loc însumau lingușirea. Sfântul Gheorghe a spus, nu, eu sunt creștin și mor creștin. Și atunci au încercat constrângerea cu forța.
L-au băgat într-o groapă cu var, știți că varul care nu este stins, în momentul când te bagi, ai și femeia când dă cu var acasă, își ia o mănușă, că altfel toată pielea se mănâncă, își dă sânge. Lăsându-l 3 zile în groapa cu var, ce a zis? Că vor scoate doar scheletul. Nici vorba, este întreg și nevătămat. I-au pus apoi în picioare încălțări înroșite în foc. Deci știți ce înseamnă să bagi piciorul într-un papuc din fier încins. Ei, Sfântul a mers ca și cum n-a fost nimic. De ce? Duhul Sfânt oprea aceste nenorociri, după cum cântă și în Catavasia de la strană. Tinerii din Babilon au simțit văpaia ca pe rouă, deci fiind acoperiți de Dumnezeu, deci s-a încins cuptorul în timpul lui Nabucodonosor, dar în momentul când i-a băgat, cuptorul s-a răcit ca o rouă, n-avea nicio treabă. De ce? Lucra Duhul Sfânt. După aceea, dacă a văzut că nu merge nici așa, a pus un pietroi mare pe el. Ce a zis? Domnule, o să-l strivim. A suportat Sfântul și aceasta. Și în cele din urmă, după multe chinuri de genul acesta, i-au tăiat capul. În momentul în care Sfântul a rămas în viață, a făcut minuni, deci Sfântul a trecut la cele veșnice, a făcut minuni și după moarte. Deci nu, sfinții nu sunt, așa spune Isaia, sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și munca nu se atinge de ele și tot în Sfânta Scriptură spune drepții în veac vor fi vii. Și în momentul în care s-a atins, bolnavii de aceste moaște s-au vindecat, odată niște negustori, vă trecem și la aia cu balaurul, odată niște negustori au intrat în biserică plini de bani, că stăteau de ploaie și s-au gândit să dea un pomelnic la Sfântul Gheorghe, când se ridice de la icoană nu mai puteau. Și a zis, Sfinte Gheorghe, ce să-ți dăm să ne lași în pace? Și s-a auzit o voce, puneți bani aici pentru reparatul bisericii. Și a pus un galben, a pus 2, a pus 3, a pus 4, a pus 9, a pus 10, până au deșertat toată traista și s-a auzit o vorbă, acum puteți pleca. Și de frică că i-a înțepenit acolo Sfântul Gheorghe, n-au avut ce face. Au trebuit să lese acolo comoara și în felul acesta să se repare biserica respectivă. Deci, iată, deși hazlii par întâmplările, sunt lucrări ale Duhului Sfânt reale, prin care nouă ni se demonstrează puterea și valoarea acestor sfinți. Sfântul Dimitrie, la fel de tânăr, 2 fete răpite de saracini în momentul când trebuiau să fie date la pângăreală, la harem, deci ele au cusut mahrama Sfântului, s-au închinat cu credință și deodată o mână nevăzută le-a luat de cap și le-a lăsat în satul lor, deci în chip necunoscut nouă. Sfântul Nicolae s-a arătat unui împărat în somn, deci în timp ce trebuia să pedepsească niște dregători nevinovați și a spus lasă-i în pace că zice greșești de moarte, sunt nevinovați, i-a eliberat. Deci de ce toate acestea? Ca să vedeți că sfinții nu sunt, v-am spus, cea mai frumoasă expresie pe care am auzit-o anul acesta și mi-a plăcut chiar foarte mult. O doamnă în disperarea și în supărarea ei a zis, știți, eu am puțin îndoială față de cuvioasa Parascheva, trebuie să o spun măcar de câteva ori să întipărească în mintea poporului, pentru că mi-a plăcut la nebunie expresia. Eu nu prea cred în cuvioasa Parascheva pentru că am citit undeva că fiind îngropată pe malul mării și fiind apa sărată, de asta nu s-a stricat și a rămas cu trupul întreg. Și zice, eu știu dacă are puterea să facă minuni, zice, eu cred, dar parcă mă îndoiesc. Ei, iată că Sfântul Gheorghe n-a stat nici pe malul mării, n-a stat nici la sărat și nici în murături, ci a stat în cer cu sfinții și a făcut minuni. Într-un ținut oarecare, se spune, simbolul satanii, sub chip de șarpe, sub chip de balaur, sub chip de fiară, sub chip de dragon, sub chip de hidră, sub chip de șarpe zburător, cum vrei să-l iei, venea într-un anumit ținut, un fel de căpcăun și trebuia să dai jertfă cât un om. Și Sfântul Gheorghe s-a arătat în momentul în care a trebuit să vină hidra respectivă și a zdrobit-o cu sulița și a ucis-o curgându-i sângele și în momentul acela fata respectivului împărat s-a eliberat, deci că venise rândul ei la vremea respectivă. Și atunci s-a văzut puterea Sfântului Gheorghe în momentul când a întrebat, dar cine te-a eliberat? Păi m-a eliberat un tânăr îmbrăcat ostaș călare pe cal. Și de atunci, din vremea împăratului Constantin și până astăzi, imediat după eliberarea creștinismului, s-au făcut 5-6 biserici, în principal în cinstea și în pomenirea Sfântului Gheorghe, și apoi, mai târziu, au început să se aducă când s-a scos din mormânt și să se împartă trupul lui
A fost și prin România, dacă nu mă înșel, de un hram adus de prefericitul Daniel, mâna Sfântului Gheorghe, și a stat la mitropolie, de s-a închinat poporul. Undeva în Botoșani există iarăși moaște de la Sfântul Gheorghe. Și în multe alte locuri, deci nu e o problemă. Apoi, puterea Sfântului Gheorghe ca putere de sfânt popular, pentru că el este cinstit încă din secolul IV. Deci imediat ce a fost minunea cu Balaurul, el a rămas în concepția poporului și arată Eusebiu de Cezarea că a și ordonat împăratul Constantin ca să fie pictat în paraclisele palatelor împărătești chipul acestui ostaș pentru a fi ca o mărturie, repet, ca o mărturie de vitejie și încurajarea ostașilor. Și unde îl mai găsim? Pe steagul de lupta lui Ștefan cel Mare, care i-a și dăruit biserici cu numele hramului, și avem cea mai mare icoană făcătoare de minuni de la mănăstirea Zografon, în momentul în care a fost adusă cu Sfântul Gheorghe și el a vrut să pună mănăstirii hramul Maicii Domnului, pentru că este Sfântul Munte, grădina Maicii Domnului, și atunci ctitorii de atunci au spus, Maria sa, Ștefan a dat alt poruncă. Să punem un blat alb și ce sfânt se va picta peste noaptea acela să fie Sfântul Mănăstirii. Și noaptea s-a imprimat icoana Sfântului Gheorghe singură pe blatul icoanei, pe fresca respectivă. Și egumenul s-a dus dimineața să pună degetul. Ăsta e Sfântul Gheorghe și este până astăzi în toc de argint, degetul uscat ca blestem, rămas în nasul Sfântului Gheorghe la mănăstirea Zografon, că el nu putea să creadă că Maica Domnului admite ca Sfântul Gheorghe să fie patron al Sfântului Munte, adică să aibă și el loc între Sfinții Atosului. După aceea, numele de Gheorghe pe care le poartă creștinii, numele de Georgeta, de Georgiana, de Getuță și așa mai departe, toate derivatele acestea, nu sunt altceva decât un respect față de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și în același timp sunt o pecete categorică că acest om a știut să-și marcheze veacurile prin ce? Prin trăirea și prin curajul și prin credința de care a dat dovadă. Ce fel de ortodoxi suntem noi astăzi? Vă dau o pildă. Până în primul război mondial mergeam la biserică de frica foametei. După ce a venit al doilea război mondial ne-am dus la biserică de frica morții și de pomenirea morților care i-a lăsat războiul. În timpul comuniștilor n-am mai mers la biserică că vai de mine să ne vadă structura de partid. Dar cine a fost credincios și pe vremea structurii de partid și în afara structurii de partid. Adică credința este ceva care se sădește în suflet și nu depinde de ce o rânduire socială sau de ce o rânduire omenească este la conducere. Dacă și Sfântul Gheorghe ar fi făcut ca noi, în momentul în care Hristos solicită jertfa și mucenicia, cum avem noi proverbul popular, da, sunt de acord, dar nu eu, oricine altul. Ba, tu trebuie să fii primul la moarte, tu trebuie să fii primul la post, tu trebuie să fii primul la smerenie, tu trebuie să fii primul la credință, tu trebuie să fii primul la fapte, tu trebuie să fii primul ca model, tu trebuie să fii primul în toate. Și atunci, în momentul în care tu dai dovadă de această seriozitate și maturitate spirituală, sigur că soțul tău, soția ta, socrul tău, soacra ta, copilul tău, nepotul tău vor fi credincioși. Și chiar dacă necredincioșii, cum spune psalmistul, nu vor învia la judecată decât pentru o sândă și chin că sunt necredincioși, vor vedea zilnic aceste elemente creștine definitorii ale credinței noastre interioare, se vor întoarce singuri la creștinism. În momentul în care Sfântul Gheorghe pătimea, cine credeți că s-a întors la creștinism? Împărăteasa Alexandra, care acum am văzut că au luat-o din calendar și au pus-o mai devreme cu o zi sau două, deci n-au mai lăsat-o în aceeași zi cu Sfântul, care în momentul când a văzut ce minuni face Sfântul, deci în momentul în care a văzut ce minuni face Sfântul, a și crezut în el și s-a închinat la picioarele lui și împăratul de ciudă a pus să-i taie capul. La fel, chiar nu era o glumă, ci era un fel de vorbă așa de potrivială, deci Sfântul Gheorghe era și veterinar, se ocupa și de treburi gospodărești, deci nu era rupt de realitate. Venind odată glicherii cu un animal bolnav, un bou sau ceva animal de tracțiune, Sfântul Gheorghe a făcut o rugăciune pentru el, l-a binecuvântat și s-a făcut sănătos. Deci, iată, Sfinții grijesc de tot ce se cheamă făptura lui Dumnezeu. Și de ce am vrut să dau acest, element? Ca să nu credeți că Sfinții ar fi un fel de arătări minunate,
sau un fel de oameni speciali închiși într-o cutie, puși pe un tron de catifea, în mirosuri de tămâie sau în mirosuri de aromate și ei nu mișc cum pai. Nu! Au mâncat ca și noi, au dormit ca și noi, au trăit ca și noi, s-au culcat ca și noi, au suferit ca și noi, au flămânzit ca și noi, au plâns ca și noi. Deci ei sunt oameni în toată firea. Om adevărat din om adevărat. Deci născut cu trup, născut din femeie, hrănit cu lapte, crescut în lume, trăit între oameni, dar care a gustat din plin harisma Duhului Sfânt. Și cum nu cu acum te rogi de om, băi, vrei să postești, să vii la împărtășit, băi, te rog, vino la biserică, băi, te rog, ai grijă de suflet, băi, ai grijă, nu mai fuma. Nu, atunci nu le avea nimeni grijă. Deci sfinții erau singuri apărători ai creștinismului prin convingerea că singura cale de mântuire este Hristos Dumnezeu. Și de ce v-am spus toate acestea? Ca să înțelegeți că această categorie de oameni numită mucenici este sămânța sfinților bisericii noastre, sângele creștinilor, sămânța, deci sângele martirilor, sămânța creștinilor. Dacă n-ar fi fost acești martiri, că și Petru a pătimit, toți cei 12 apostoli, toți au trecut prin tortură ca să rămână credința pecetuită în Evanghelia celor patru evangheliști și cuvântul lui Hristos să circule în lume. Dar noi ne-am învățat și făceam o singură corelație. Închipuiți-vă cum a fost să aperi pământul Moldovei în 47 de războaie, pentru că l-avem și pe binecredinciosul voivod Ștefan cel Mare și Sfânt, și să dai foc casei și să pleci, iar să o faci, iar să-i dai foc, și iar să o faci, iar să-i dai foc, și iar să o faci. Ei, cum ar fi în ziua de astăzi, când ai fost deputat, parlamentar, ți-ai tras piscină, ți-ai tras vilă, mașină de nu știu care, saci cu bani, conturi, treburi, afaceri, învârteli, și ar trebui în fiecare an să le dai foc și iar să le faci, să le dai foc și iar să le faci, și vin ei și spun, noi suntem cultura, noi suntem valoarea, noi dăm sensul țării. Nu este adevărat. Sensul dă numai Dumnezeu și numai Duhul Sfânt. Omul nu-și dă sens măcar lui-și. Că a spus Mântuitorul, habar n-aveți ce vreți, nici nu știți de unde veniți, nici nu știți unde vă duceți, nici nu știți ce vreți, nici nu știți ce cereți. Și de ce spun lucrul ăsta? Dacă atunci, pe vremea războaielor, oamenii trăiau, nășteau copii, se duceau la război, se duceau în refugiu, se duceau în munți și iar se întorceau și o luau de la zero. Și în anul următor iar se întorceau și o luau de la capăt. Și repetau această istorie. Puteau cu toții să aleagă două căi. Ori să se sinucidă, să scape, ori să închine țara și să ia de o grijă. Da, domnule, ne călărim și cu turci, și cu arabi, și cu poloni, și cu austro-ungari, și cu toate și rămânem așa. Nu. S-a păstrat o moștenire sănătoasă. A crucilor de pe biserică, a cimitirelor, a lăcașurilor de cult lăsate ca moștenire, a cărților de cult, a învățăturilor păstrate din străbuni și s-au adus până în zilele noastre. De ce? Ca să vină serviciul român de comedie și să facă glume pe seama istoriei, dându-le prostimii needucate intelectual, dar cultivate prin diplome, să râdă de Ștefan cel Mare, de Mihai Viteazul, de Vlad Țepeș și să-i felicite pentru asemenea glume cine? Poporul, vai ce tari sunt! Asta este cea mai mare rușine și la adresa mucenicilor, și la adresa bisericii, și la adresa sfinților, și la adresa noastră ca nație, pentru că era un proverb, băi, râzi de mine sau râzi cu mine? Nu, noi râdem de noi cu noi înșine. Deci noi nu avem nici cea mai mică măsură a prostiei sau cea mai mică măsură a discernerii să înțelegem că valorile nu trebuiesc uzate și desacralizate. Deci în momentul când spui Maica Domnului să te cutremuri, să te înfiori, în momentul când spui Iisus Hristos să simți vibrația în tine, în momentul când spui Tatăl nostru să simți că te-ai rugat și că trăiești, iar în momentul în care pomenești numele unui strămoș, așa cum îți pomenești mama, tata, fratele și sora, să simți că existi ca om și ca umanitate spirituală, pentru că suntem trup și suflet,
Și de-abia atunci cu adevărat poți să spui că ești ortodox. Dar când ne lizim ca proștii, exact cum spunea Nero, dă-le circ și pâine. Acum ne dă circ, dar fără pâine. Pâinea o trebuie să o câștigăm noi. De ce lucrul ăsta? Ca să înțelegem că am ajuns în secolul 21 civilizați, e în culmea educației, în culmea culturii, în culmea credinței, dar lipsiți de Duhul Sfânt. Ei, Sfântul Gheorghe vine astăzi să ne explice un singur lucru. Fără de Hristos nu puteți face nimic, fără de Hristos nu va fi Duh Sfânt, fără de Hristos nu va fi putere, fără de Hristos nu va fi vitejie și fără de Hristos nu va fi mântuire. Amin. Felicităm pe toți care îi cheamă Sfântul Gheorghe și de ziua numelui, viață curată, frumoasă și ordonată și la mulți ani.